seara! Stimați telespectatori, după cum bine știți, în urma meciului de fotbal care s-a disputat aseară, a avut loc un imens scandal datorat faptului că arbitrii au fost corupți. Echipa noastră de intervenții a reușit să găsească cuibușorul de nebunii unde arbitrii și-au petrecut noaptea alături de două domnișoare bine instruite și foarte bine puse la punct. Dar să vedem dacă sunt acasă. Acesta este apartamentul. Bună seara! Bună seara! Noi suntem... domnișoara? Mă numesc Ciocuța. Domnișoara Ciocuța! Ia zi, ai trimitere de la medicul de familie? Da, de ce să întrebească trimitere de la medicul de familie? Păi să n-ai de la congenitale sau insecte. Ce insecte, domnișoara Ciocuța? De la extraplate, că unul a venit cu gărgărițe. Ai animale de astea cumva? Am și un acvariu acasă ca unul. E, nu-i bun că ține-i grasie și face și vegetație. Armata la zi? Nu, la seral, că dimineața aveam platfus. Măi, faci mișto de mine? Bineînțeles că nu. Dar ce cu chestionarul ăsta și cu întrebările astea la care trebuie să răspund? De fapt, eu am venit să vă pun câteva întrebări. Deci... Mama, tale ești de la emisiunea aia, vrei să ai lovele? E, răspunsul meu final este da, vreau să am lovele. Dar mai întâi aș vrea să consult și publicul, dar pe rând. Domnișoară, eu fac un reportaj în legătură cu ce s-a întâmplat în apartamentul dumneavoastră aseară, când arbitrii au venit... Fiți artușieri ai naibii, Doamne, iartă-mă, că unul m-a ținut toată noaptea în poziție de offside, unul m-a fluierat, deși acum îmi tremură și îmi vibrează trompele lui Eustache ăla. Domnișoară, se... Care arbitrii? Se pare că aseară... Ți se pare? Mi se pare mie doamne ceva treabă în seara asta. Mare! Dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt Pussy. Domnișoara Pussy. Ce treabă pot avea două șomerițe predispuse spre intelectualitate? Eu șomeriță? Dragă, eu de două săptămâni văd numai tavanul. Știți, noi din când în când mai zugrăvim. Eu pe pereți, eu pe tavan, când ne apucă și pe noi inspirația. Vezi, dragă, că m-ai faultat, da? Na, că acum m-am molipsit și eu de la amețiția aia cu fluiericiul în gură. Da, despre ei era vorba. Asta vreau să aflu și eu. Ce s-a întâmplat în apartamentul dumneavoastră? Să-mi dați mai multe detalii. Toată lumea vorbește. Cine? Amețiții aia care m-au ținut numai pe linia de fund și care tot timpul reclamau hands cu mâna, hands cu mâna, care arbitri, dragă? Domnișoară, haide să o dăm pe față. Ei, mă rog! Vă rog! Domnișoară, toată lumea știe că dumneavoastră ați fost plata pentru arbitri. I-ați corupt! Să mor eu dacă i-am rupt! Cu toate că trebuie să vă spun, dacă îmi puneam mintea, îi făceam franjuri, fideluță cu fideluță cu fideluță cu fideluță. Taci, fată! Domnule reporter, tot ce auziți, vedeți, simțiți și gustați, să știți că nu este adevărat. Trucaje, holograme, iluzii și toate astea inventate numai din invidia unora care ascultă pe la uși ferești. Ascultă, să știți. Cine ascultă, pe la uși pe la ferești? Urâtă! Nu ține rușine, că te făcăiesc acum de nu te vezi. Animală care ești! Domnule reporter, panoramică, ești o panoramică, asta ești. Domnule reporter, mă scuzați că am auzit conversația asta fără să vreau în amănunt. Întâmplător am și înregistrat-o. Curăt-o! Taci de gură, resimțit-o! Aceste două papiro-popilcărițe, da? Și mă scuzați pentru cuvântul aceste două, ne-au terorizat, ne-au făcut viața locuitorilor acestui oraș de la Scara B un calvar. Poftiți și toate, acum trebuie să le iașim! Alo, doamnă, da. Dar cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt eu? Da, cine sunteți? Eu sunt Varvara Subțireu! Și sunt unul la mână licențiat în astrologie, doi la mână sunt licențiat în meteorologie, trei la mână sunt licențiat în științe oculte secrete. Bașca că sunt șefa Scării B. Nu mai pun că sunt adjunta principalului director al comitetului de bloc numită pe drept cuvânt Dacia Pescurilo. Iar el... Dar dumneavoastră dețineți cam multe funcții, nu? Da, pentru că sunt cam palidă. Cam palidă sunt. Cam palidă. Da. Iar el este... Hannibal! Iar el este soțul meu, Hannibal. Mâna mea dreaptă când stânga este ocupată. Un frumos exemplar de soț. Îl țineți în lesă? Nu, mort!
ăsta ești? Stă, domnule, toată ziua cu ochiul pe vizor să vadă cine intră, cine iese și invers. Ce-o crezi tu că stau cu ochii pe vizor? Ba, că avem cameră de luat vederile. Din cauza ei, primim de la comunitatea obștească pe care noi o iubim foarte numai cuvinte grele. Urât-o! Câteva exemple de cuvinte grele care... Plumb, mercur, uraniu, d-astea. De alu Mendeleev? Fata, Mendeleev ăsta nu joacă la șahtier? Fata, ce lagune ai de cultură, ăsta joacă la Dinamo, numai că te faci de rând. Deci, domnule reporter, din cauza acestui hipopotam, era să fim considerate persoane non grate. Non grata. Non grată. Și să fim ejaculate. Cum? Expulsate. Ejectate pe alte scări. Ce scări, domnișoarilor? Richter, Mercalli... Stai două secunde să ne înțelegem. Scările Richter, Mercalli, aceste scări sunt niște scări de gradația cutremurilor, se măsoară cutremurul. Să mor tu! Îți spun eu, Richter și Mercalli stau la scara A și la scara C. Da, și da. Sunt vecini de viață cu noi. Domnule, când au ăștia niște paranghelii, se lasă cu puterea! Da, spre deosebire de ăia care dau paranghelii, matracucile astea cu petrecerile lor subversive și perversive, m-au nenorocit căsnicia, mi-au destabilizat-o! Ei, cum așa? Cum așa? Mi-au îmbolnăvit bărbatul de priapism! Și cât de cuminte și de rușinos era el, Doamne! Dar și acum cât de obraznic și pervers e! Păi da, că din cauza la fecundăcioasele astea... Nesimțit-o! Din cauza la fecundăcioasele astea, numai toată ziua! Hârța și nesimțiți așa cu pensile! Nu ne dă și nouă acolo un bonus, măcar 50% pentru sex, domnule! Deci statul nu vă ajută cu nimic, să înțeleg! Statul nu ne ajută cu nimic, să înțelegi! Fata, asta cu hârța-purța, eu nu cred că o știu. Fata, nici eu nu știu pe asta cu hârța-purța. Ce trebuie pe vecina? Vecina? Ai cumva cartea tehnică de la hârța-purța? Nu, vecină, n-am nicio carte tehnică de la hârța-purța. Încă să știi că am altă carte, intitulată, cum crezi, Călătoriile piciorului meu în dorsul ventralul, tot până la constipare. E, nu, că eu pe asta te-o spar! Hannibal, apăreți onoarea de familie! Aaaa! Gata! Nu ești, băi, cărăbușule! Fii, bagamontul acasă! Mort! Deci, stați așa că eu n-am lămurit, am o singură problemă. Deci, dumneavoastră, aseară, ați văzut arbitrii intrând la distinsele domnișoare în apartament? Arbitrii? Da. Nu, reporter, matale, crezi că numai arbitrii a fost? Păi n-ai că spune cine a fost! A fost așa, arbitrii, echipa de fotbal, antrenorii, echipa de rezerve, masiorul, ăia de la tribuna principală și ăia de la peruză. Și la sfârșit a venit și toți majoreții. Majoreții? Da, toți majoreții a venit! Ah, cât exagerezi! Domnule reporter, vă rog să intrați în apartamentul nostru să vedeți cât de strâmt este totul! Vă cred pe cuvânt, dar nu! Dar vă rog! Doi de ce? Ne vede cineva? Normal că ne vede! Avem și noi o... Dă mai declarația ta, nu mai te băgat-o peste mine, măi! Lasă-mă păci! Proclamația de la scara B! Cei care au... Taci, băi! Cei care au tură de noapte, să schimbe tura sau serviciu, sau să fie sterilizați! Jomerie... Taci, băi, din gură! Mort! Șomerii vor fi împușcați în ordine alfabetică, cu amortizor ca să nu se producă panică. Animalele... Ai din gura, băi, auzi? Animalele care locuiesc pe această scară, ai auzit, da? Au voie să se împerecheze duminica dimineață în parcul din fața blocului, sub stricta supraveghere a comitetului de bloc și a unui membru de la Asociația Animalelor. La acest ultim paragraf sunt incluse și cele două domnișoare cu arbitri cu tot și cu echipa de fotbal. Mai puțin și suporterii că ăștia calcă iarba și rup florile. Erau început bestile astea? Aoleu! Ușurim plină că strângurile spre casă! Animalul te-nportai! Deslanță-i de prută mică!
Fetelor, sunteți sigure că nu mă costă nimic? Lasă-o așa! Tu să fii sănătos! Hai, urmă!